deși mai sunt 2 ani până la alegerile prezidențiale din 2019, un parlamentar PSD și-a anunțat deja candidatura la funcția supremă în stat. Este vorba despre deputatul Liviu Pleșoianu, care a făcut marele anunț într-o postare pe Facebook. Am luat această hotărâre. Am intrat în politică pentru a propune un alt drum. Drumul vindecării, în locul drumului dezbinării. Drumul oamenilor liberi, în locul drumului clonelor teleghidate. Hotărârea mea este fermă, a mai scris Pleșoianu. Tânărul deputat PSD face parte din comisia care investighează alegerile prezidențiale din 2009. El a și protestat în față la DNA după ce Laura Codruța Chiuvești a refuzat să se prezinte în fața comisiei pentru a da explicații despre prezența sa acasă la generalul Gabriel Oprea în seara alegerilor, alături de mai mulți politicieni și șefi de instituții. Iată ce a spus Pleșoianu ceva mai devreme la ediție de weekend cu Cătălina Porumbel. Decizia mea este fermă, dar vreau dintr-un bun început să fac o clarificare care e absolut necesară. Eu nu fac parte, așa cum am mai spus-o de multe ori, din nicio grupare internă a partidului, din nicio grupare din exteriorul partidului. Nu am vreun plan de a rupe partidul cum au alții. Eu pur și simplu am luat această hotărâre din mai multe motive. Ca atare, hotărârea mea, care este strict personală, va implica Partidul Social Democrat în măsura în care Partidul Social Democrat va vrea să fie implicat. După cum știm, există proceduri interne care vor duce la o anumită candidatură oficială la un moment dat. Independent însă de asta, eu voi merge mai departe cu această hotărâre a mea, indiferent dacă partidul va decide în acest sens sau nu. Deci luați în considerare și o candidatură independentă. Iau în considerare aceste două variante pentru că, așa cum spunea, hotărârea mea este fermă.